Bună ziua! Am organizat o videoconferință cu prefecții și toate instituțiile care sunt implicate în bătălia contra COVID. Obiectivul acestei videoconferințe a fost acela de a asigura mobilizarea generală a tuturor instituțiilor statului cu atribuții de control care au obligația de a asigura respectarea legii. În cadrul videoconferinței am stabilit o strategie, am stabilit prioritățile și de asemenea mecanismele de organizare a activităților de control, a activităților de impunere a reglementărilor de protecție a sănătății cetățenilor români. În fiecare zi, prefecții vor ordona, pe baza unui plan, toate acțiunile de control. Toate instituțiile care sunt implicate și au atribuții în domeniu, și aici mă refer la poliție, jandarmerie, pompier, poliție de frontieră, inspecția muncii, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului, Inspecția de Stat pentru Controlul Transportului Rutier și toate celelalte entități care au atribuții de control sunt mobilizate la maxim, au obligația de a stabili un plan zilnic și o raportare zilnică, de asemenea obligația de a se coordona și de a asigura controle în echipe comune în zonele cu cel mai mare risc de transmitere a virusului. Din nou, fac un apel către toți actorii instituționali, publici sau privați, cărora le solicit să fie responsabili, să respecte legea și regulile de protecție sanitară, să se implice în asigurarea respectării regulilor de protecție sanitară în toate activitățile pe care le au în subordine. Fac un apel către români să respecte regulile, să înțeleagă că suntem într-o situație în care numărul de infectări trebuie să ne îngrijoreze și mai transmit un mesaj. Atunci când un cetățean român nu respectă regulile și se pune în pericol, riscă să se îmbolnăvească nu numai el. Atunci când se îmbolnăvește, se pune în pericol nu numai pe sine, ci pune în pericol pe toți cei apropiați lui. În primul rând, familia, soția, copiii, părinții, prietenii, colegii de birou. Pentru că virusul nu iartă pe nimeni, iar în momentul în care o persoană este infectată pentru că n-a respectat regulile, riscul de transmitere a virusului către cei apropiați este maxim. Ca atare, obiectivul nostru este acela de a nu mai impune noi restricții. Obiectivul nostru este acela de a nu mai lua nicio măsură care să afecteze negativ economia, tocmai pentru a nu afecta nivelul de viață, locurile de muncă, afacerile românilor. Acest lucru va fi posibil doar printr-o implicare, printr-un comportament responsabil din partea fiecarei companii, fiecarei instituții și a fiecărui cetățean român. Mesajul care l-am transmis către prefecți și către toate instituțiile, serviciile deconcentrate, este un mesaj de acțiune fermă, fără mânuși, de aplicare a legii și a regulilor și de sancționare a tuturor celor care nu respectă aceste norme legale și aceste reguli. Să nu facem generalizări, sunt terase, sunt localuri, sunt
zone unde se respectă regulile, unde patronii sunt implicați în respectarea regulilor și sunt, e adevărat, și zone unde parcă în mod deliberat nu se respectă regulile. Trebuie să facem diferența între cei corecți, care sunt cei mai mulți, și cei care nu respectă legea. Întrebarea care mi-a spus-o când încep controalele nu e o întrebare corectă. Controalele au început, controalele se efectuează. Ministrul de Interne și cu toți ceilalți deja mi-au prezentat rapoarte pe ultima săptămână și există controale serioase, s-au dat foarte multe sancțiuni, s-au suspendat autorizații, s-au închis temporar activitatea anumitor cluburi și anumitor terase și evident lucrurile vor continua pe scară largă. Ne gândim și la această posibilitate, în măsura în care vedem că nu se respectă regulile, există și această posibilitate. Când vom lua decizia, o vom anunța. De la începutul epidemiei, una dintre preocupările noastre de bază a fost aceea de a crește constant capacitatea de testare în România. De la 400, maxim 500 de teste câte se puteau face la începutul epidemiei, astăzi avem o capacitate de testare care depășește 18.000 de teste pe zi. De altfel se și vede că numărul testelor efectuate a crescut constant și crește constant. Doar în ultima perioadă au fost acreditate 25 de noi centre de testare. De ce facem acest lucru? Pentru că este important să testăm cetățenii care au simptome, care solicită testarea sau care au nevoie să fie testați în funcție de diferitele situații care apar. Siguranța, am transmis acest mesaj. Pe de altă parte, centrele sunt fie în zone publice, fie în zone private. Nu peste tot putem să impunem acest lucru. Am discutat personal cu domnul ministru Petar. Nu este adevărat. Nu s-a discutat acest subiect, nu a fost nicio luare de poziție din partea niciunui prefect. Nu știu de unde ați auzit năzdrăvănia asta. Dați-mi voie să transmit un mesaj de revoltă și de indignare față de amânarea dezbaterii și aprobării de către Senat a legii care să ne pună la dispoziție instrumentele de luptă indispensabile de care avem nevoie în lupta împotriva epidemiei. Amânarea adoptării legii înseamnă o creștere dramatică a riscului de infectare. Repet, în toate țările democratice, nu numai în Europa, în toate țările democratice din lumea asta, autoritățile au la dispoziție aceste instrumente, care sunt carantina, izolarea la domiciliu, posibilitatea de a trata pacienții sub control medical. În momentul de față, guvernul și autoritățile din România sunt lipsite de acest instrument vital. Au ieșit din spital foarte mulți pacienți. Nu am avut posibilitatea să determinăm izolarea la domiciliu a pacienților și tratarea la domiciliu a pacienților. La ora actuală, în urma anchetelor epidemiologice, nu avem această pârghie pe care o are, repet, orice autoritate din orice țară civilizată, pârghia de a decide izolarea la domiciliu a persoanelor care au intrat în contact cu persoanele infectate. Există riscul ca persoanele care sunt infectate sau sunt suspecte că ar fi putut fi infectate cu acest virus să se plimbe liber în societate fără niciun fel de posibilitate din partea noastră de a dispune măsurile de izolare a lor, care înseamnă de fapt măsuri de izolare a virusului, nu înseamnă izolarea persoanei. Repet, în toate țările democratice există la dispoziția autorităților aceste instrumente în cazul epidemiilor, a pandemiei cu care se confruntă. Nu pot să înțeleg de ce se amână adoptarea acestui act normativ care este vital. Fiecare zi în care nu intră în vigoare această lege
înseamnă un risc major pentru creșterea nivelului de persoane infectate și de răspândire a virusului în comunitate. Personal, nu mai pot să înțeleg, vă spun sincer. Este evident că avem o creștere a numărului de cazuri. Este evident faptul că avem nevoie de toate pârghiile de care dispun toate statele civilizate, democratice din lumea asta. Nu pot să înțeleg de ce PSD se încăpățânează să tragă de timp, să ne pună bețe în roate și să împiedice adoptarea unor decizii care sunt vitale pentru a apăra sănătatea și viața românilor. Guvernul a fost reprezentat în Senat. Guvernul a fost reprezentat și în Camera Deputaților. Oricând este necesară prezența mea, eu sunt prezent. Nu am fost invitat la dezbateri ca premier. Și de altfel nu este uzual. Am fost invitat pentru alte motive. Dacă vreau să mă invite să le prezint panorama riscurilor care există pentru sănătatea și viața fiecărui român în cazul în care nu se adoptă legea, m-aș fi dus oricând și acum mă duc oricând. Astea sunt declarații politice, nu sunt demersuri oficiale. Parlamentul are atributul de legiferare. Noi am elaborat un proiect de lege luni. L-am adoptat în guvern, l-am trimis spre dezbaterea Parlamentului. Nu putem să ne substituim Parlamentului. Depinde de Parlament adoptarea acestei legi. Că este o lege bună sau rea, eu zic că este o lege absolut necesară, o lege indispensabilă în situația în care ne găsim și indispensabilă în capacitatea oricărui guvern de a se lupta în mod eficient împotriva epidemiei. Sunt la capătul răbdării. Acest joc politicianist, acest sabotaj sistematic la care sunt supuse autoritățile din România în bătălia contra epidemiei, deja nu ne afectează pe noi, afectează viața oamenilor, afectează sănătatea oamenilor și capacitatea noastră de a lupta în mod eficient contra acestei epidemii. Le mai solicit odată. Adoptați legea. Legea nu este foarte complicată. Legea permite ca într-o situație de epidemie autoritățile competente să dispună măsuri simple. Izolare la domiciliu. Carantină. Carantină zonală. Dacă este... Ce s-ar fi întâmplat în Țăndărei, de exemplu, dacă nu puteam institui carantina în Țăndărei? S-ar fi prăstiat virusul probabil în tot județul Ialomița și nu numai. Este vorba de posibilitatea de a trata pacienții sub supraveghere medicală, fie în spitale, fie dacă optează să se trateze în spații, să zic, externe, cum am și pregătit de altfel, și la Târgu Mureș, și la Cluj, și în București. Sunt astfel de spații care funcționează ca secții externe pentru tratarea pacienților, dar sub supraveghere medicală. Repet mesajul care l-am transmis. În cazul în care cineva este infectat și vrea să se trateze acasă, riscă să-și pună în pericol familia, cei mai apropiați, oamenii pe care îi iubește. Nu întâmplător am considerat că este mult mai bine ca tratarea pacienților care sunt infectați cu COVID să se facă într-un cadru medical organizat sub supraveghere medicală. Deci sunt lucruri simple, nu sunt complicate. Ce e așa complicat? Nu e nimic complicat. Apărăm drepturile și libertățile oamenilor, dar dreptul la viață este tot un drept al oamenilor. Dreptul la sănătate este un drept al fiecărui cetățean. Dreptul la un loc de muncă este un drept al fiecărui cetățean. Dacă continuă această atitudine care literalmente ne lasă fără pârghile necesare, putem ajunge în situații pe care nu le dorim. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc. Am dat răspuns ieri la această întrebare, deocamdată nu este cazul. Deocamdată trebuie să oprim creșterea numărului de infectări. Prioritatea zero pe care o avem în momentul de față este să luăm toate măsurile posibile pentru a opri creșterea numărului de persoane care se infectează cu acest virus.
Nu este în mod obligatoriu așa. Nu este în mod obligatoriu așa. Asta iarăși sunt niște teorii care circulă. Cert este că, indiferent câte teste se fac, contează numărul de cazuri pozitive, numărul de persoane care au fost infectate. Despre acest lucru vorbim. Este adevărat, cu cât se fac mai multe teste, cu atât e mai bine, că putem identifica persoanele care sunt infectate, astfel încât să dispunem măsurile care se iau în astfel de situații pentru a împiedica aceste persoane care sunt diagnosticate pozitiv, care sunt infectate, să răspândească virusul în societate. Mi-ați mai pus întrebarea asta și v-am dat răspuns. Cum arată situația epidemiologică astăzi? Nu este posibilă nicio nouă măsură de relaxare. Am dat public. Nu ne dorim să mai impunem restricții. Nu ne dorim să luăm măsuri care să afecteze economia. De altfel, inclusiv pe perioada stării de urgență, am limitat cât am putut numărul de activități economice pe care le-am restricționat, pentru a nu pune în pericol, pe de o parte, nici sănătatea oamenilor, dar nici locurile de muncă ale cetățenilor. Fiecare țară ia anumite măsuri. Unele țări, cum ați văzut, Austria, de exemplu, dacă se face o testare, se poate intra în Austria fără să se intre în izolare. Măsura nu se aplică pentru cei care sunt în tranzit, măsura nu se aplică pentru transportul de marfă. În Grecia e aceeași situație. Dacă se face un test cu 72, maxim 72 de ore înainte de a ajunge la frontieră și testul este negativ, se permite intrarea cetățenilor români și fără izolare la domiciliu. Fiecare țară adoptă măsurile din punct de vedere epidemiologic. Noi în România nu putem, din cauza unei majorități care nu vrea să reinstituie măsura izolării, în condițiile în care celelalte țări arată că au această măsură a izolării, a introducerii în carantină pe o perioadă de 14 zile. Păi, cei care fac astfel de lucruri nu văd? Sunt convins că Ministerul de Interne este gata să ia toate măsurile. Eu îi îndemn pe oameni să nu iasă la astfel de mitinguri care, sincer, nu transmit nimic, se pun pe sine în pericol și se situează fățiși împotriva unor reglementări legale. Portul măștii este stabilit prin lege ca fiind obligatoriu în spații închise. Sigur că dacă ies afară, nu poți să-i obligi să poartă mască. E o adevărată campanie care este derulată din foarte multe surse. O campanie care se vede că este organizată, finanțată și care este o campanie care este împotriva intereselor fundamentale ale cetățenilor români. Sănătatea este bunul cel mai de preț al omului. Îi rog pe români să-și apere sănătatea, atât sănătatea lor, cât și sănătatea semenilor lor, în primul rând al celor pe care îi iubesc. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Îmi cer scuze, dar mă așteaptă la guvern. Sănătate!